istoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM. Bine v-am găsit în Piața Victoriei, cu ochii pe marele și dementul război al lui Putin cu umanitatea și, cine știe, poate chiar cu normalitatea psihiatrică. Nu avem voie să abandonăm nici războaiele noastre interne, nu atât cele cu persoane, cât cele cu fenomene toxice, cu impostura, corupția, frauda, abuzul. Până la urmă, mutatis mutandis, și regimul criminal de la Moscova tot pe și din asemenea fenomene este construit. Invitatul meu din această seară luptă de mai multă vreme cu aceste cangrene ale societății, mai întâi într-un demers solitar de evaluare a CV-urilor demnitarilor români, apoi din ce în ce mai organizat, mai metodic, până la studiul recent lansat ANI pe bune, Agenția Națională de Integritate pe bune. Bună seara, Valeriu Nicolae, și bine ai revenit în studioul Europa FM. Bună seara și mulțumesc tare mult de invitație. Ce înseamnă ANI pe bune? L-am schimbat. L-am pus integritate pe bune ca să nu ne dea în judecată ANI. Așa. Încă am decis să-i facem de râs ca lumea și am publicat raportul ăla care credem noi că ar trebui să fie așa un fel de exemplu ce ar trebui să facă ANI. Din păcate, ANI nu face, înțelegem. Da. Ce facem noi la integritate? Deci site-ul e integritatepebune.ro, acolo puteți găsi întreg raportul. Ne suntem undeva, acum ne apropiem de 200 de voluntari, care am decis să creăm o bază de date foarte complicată, care să reușim să punem toate documentele publice ale aleșilor noștri, plus toate informațiile despre firmele lor și, pe cât posibil, toate informațiile din cadastru despre proprietățile lor. E, ăsta e un exercițiu foarte complicat, fiindcă avem nevoie de... Sunt mii de ore de cercetare acolo și nu e deloc ieftin. La cadastru te costă să obții cadastru, sunt multe... E un exercițiu destul de costisitor, plus trebuie să avem un avocat, că începe să fie din ce în ce mai complicat. Expunerea imposturii strânește tot felul de instincte prin agențiile noastre cele bune și politicienilor noștri. Dar primul exercițiu ăsta pe care l-am făcut, sunt 50 de deputați aleși aleatoriu, 25 de la PNL, 25 de la PSD. De ce am făcut asta? Încă ei sunt cei mai mulți. Aleatoriu cum? Adică ați tras din total? Deci Nu. Am făcut un program, deci ales random din toți deputații noștri, 25 de peneliști, 25 de PSD-iști. O să fie acuzat că n-ați luat și USR. Păi da, am explicat asta, am spus foarte clar că ăștia sunt cei mai mulți. Deci PNL-ul și PSD-ul sunt cei mai mulți, următorul raport o să fie 10, 10, 10, 10, 10, următorul raport iar 10, 10. Deci AUR, PSD, UDMR, PNL și USR. Și rezultatele, până și pentru noi, au fost pe fiante. Până la rezultate, hai să vorbim un pic de metodologie. Sigur. Ce informații ați folosit? Ați spus informații publice. Da. Adică... Am luat declarațiile, toate declarațiile de avere, dar nu am luat numai declarațiile lor de avere. Am luat și declarațiile de avere ale soțiilor sau soților lor. Și l-am pus în oglindă. După aceea, declarațiile de interese, la fel, și ale soților și ale soțiilor. După aceea ne-am uitat la CV-urile publicate, și cele vechi, și cele noi, și cele ascunse. Deci, ascunse unde? Sunt CV-uri care oamenii le-au șters. Din păcate, nu prea poți să ștergi arhivele de pe internet și, dacă ești bun la treaba asta, există metode prin a da de CV-urile șterse de pe internet, care au rămas prin niște arhive. Sunt Wayback Machine, se numește una dintre ele, dar sunt mai multe. După aceea ne-am uitat la Ministerul Justiției toate documentele cu procesele lor. Ne-am uitat de asemenea la registrul firmelor și am scos de acolo tot ce s-a putut scoate, toate firmele lor. Ne-am uitat pe SICAP să descoperim toate contractele cu statul pe care le-au avut firmele lor și nu numai ale lor. Ne-am uitat și la firmele lor și la firmele rudelor de grad 1, și atât ale lor cât și a soțiilor sau soților lor, și câteodată și la așa numiții apropiați.
Și, de exemplu, avem o doamnă care am descoperit că are un copil care poartă același nume cu baronul PSD din aceeași locație, deși doamna se declară, adică domnul e căsătorit cu altcineva, iar doamna s-a declarat tot timpul virgină. Și cam acolo sunt și am adunat toate datele acestea în ceea ce am numit noi un siloz. Cine am adunat? Cine poate? Trebuie să ai totuși o anumită calificare să știi să te uiți la ele. Da. Păi, în primul rând am început să facem traininguri. Deci am fost la început, cred că vreo 25-30 de oameni. Specialiști, am avut doi experți în SICAP, am avut specialiști în registrul firmelor, am avut specialiști pe declarații de avere și declarații de interes și un specialist pe cadastru. Și am făcut niște traininguri, am și filmat, deci trainingurile sunt module de training, toți voluntarii trec prin module de training și am început să ne specializăm. Deci o parte a voluntarilor sunt specialiști pe SICAP, o parte a voluntarilor pe declarații de avere, o parte pe declarații de interes, pe CV-uri și așa mai departe, și o parte dintre noi suntem cei care verificăm toate informațiile astea. Deci cum se întâmplă lucrul? Fiecare dintre deputați trec prin trei mâini. Fiecare dintre cercetători nu știe de cercetarea celuilalt și după aceea urmează următorul filtru. Deci avem următorul filtru în care alți cinci oameni care sunt foarte buni pe cercetare, unii dintre ei sunt cercetători la universitate, se uită atent pe cercetări și le validează. Adică se uită care sunt lucrurile care apar în toate trei, care apar numai în una, verifică dacă alea sunt și așa mai departe. Și ultima validare e o ultima validare pe care suntem un grup de șase care facem o ultima validare, oamenii care au cea mai multă experiență în treaba asta. Spune Valeriu Nicolae mai înainte că datele toate astea se adună într-un siloz. Da. Ce înseamnă, ce-i silozul ăsta și ce știe deci el să facă? Deci o să fie o bază de date în care o să fie posibil să introduci un nume și o să afli cam tot ce e posibil despre numele la firme, firme care sunt legate de firma aia, declarații de avere. Asta tot. Se poate publica? Oricine poate deja să facă? Nu deocamdată, deci echipa de IT încă lucrează la ea, deocamdată aveți acces la datele noastre RAW, deci la fișele noastre, respect. Acolo putem să dăm acces practic oricui, cine e interesat poate să primească toate aceste date. Și pe baza lor am făcut primul raport. Și încă ceva înainte de a trece la tipologii și la informațiile propriu-zise, ați avut drepturi la... Vi s-au cerut drept la replică? Ați fost dat în judecată? Nu. Și am primis tuturor întrebări pe baza a ceea ce am scris. Deci înainte de a le-i da în fapt, ca să zic așa, i-ați întrebat. Da. Ce părere aveți? N-am primit de la niciun n-am primit un răspuns. Bine, întrebările erau complicate și nu prea aveau ce să răspundă. Și atunci de ce spuneai că aveți nevoie de avocat? Cine? Fiindcă numărul de oameni pe care o să-i supărăm o să crească. Preventiv. Și preventiv e foarte bine să avem asta și în plus mi-aș dori că să facem litigare strategică. Ce înseamnă litigare strategică? Adică să dăm în judecată, de exemplu, Ani că nu-și face treaba. Se poate? O să încercăm, căutăm toate instrumentele prin a face treaba asta, sau administrații locale și mai departe, sau dacă e posibil o să încercăm să vedem cum putem să dăm în judecată oameni care evident au făcut fals în acte publice, sau oameni, în echipa asta e și Emilia Șercan, care e fabuloasă, e și Ana Poenariu, un jurnalist de investigație foarte bun, și ne uităm cum, am descoperit, de exemplu, doi generali din Tellerman care și-au făcut doctorat în sport, în educație fizică și sport la Chișinău. Și sunt foarte curios cum poate să justifice domnul Ciucă, cel care desigur nu a plagiat, o promovare la gradul de general a oamenilor ăstora care, repet, au un doctorat în promovarea a fost făcută în baza acestui doctorat. Deci, doi domni din armată, doi bănuiesc că erau coloneli, ca să nu
greșesc, nu sunt foarte familiarizată cu gradele, dar bănuiesc că gradul de colonel era. Da. Înainte și-au luat doctoratul în educație fizică și sport la Chișinău, după care au devenit generali în armatei române. Exact. Bun. După acest exemplu, foarte interesant de altfel, sunt mulți, avem foarte mulți doctoranzi de prin tot felul de zone în Moldova. La Chișinău, la Bălți. E așa o pepenieră de oameni foarte interesați să-și facă doctoratele la 1000 de kilometri distanță în tot felul de chestii care n-au nicio legătură cu armata, ca să fim mai clari. E un fenomen pe care l-ați constatat mai ales în zona de armată. Da. Bun. Ce tipologii? Că hai să discutăm rezultatele, vom ajunge și la două, trei exemple concrete relevante, dar aș vrea să vedem așa ca tipologii ce a descoperit cercetarea voastră. Că cea mai mare probabilitate ca tu să devii deputat este ca tatăl tău sau rudă foarte apropiată a ta să fi fost fie un baron PSD-PNL, fie un fost deputat, fie primar, fie președinte de Consiliu Județean. Deci incidența e foarte, foarte mare. Deci noi avem un parlament bazat pe nepotism. A doua chestie pe care ne-a șocat a fost că cea mai mare probabilitate ca tu să câștigi contracte cu statul e fie să fii parlamentar, fie să fii rudă de parlamentar. Numerica asta cum s-ar? Din 50? Din 50 am descoperit de suma enormă, 2 miliarde 200 și ceva de milioane de contracte cu statul, ceea ce înseamnă pe cap de parlamentar cam 10 milioane de euro contracte cu statul pe cap de parlamentar din cei 50. Să repetăm, da. Pentru că suntem la radio și trebuie să repetăm, pentru că cifrele sunt șocante. Deci, da. Valeriu Nicolae, am rugămintea, repete cifrele mai înainte. Deci, 50 de parlamentari analizați, da. Pe cap de parlamentari. Peste 10 milioane de euro contracte cu statul. Există niște domenii privilegiate sau... În toate domeniile. În toate domeniile. Da. De la iluminat public până la agricultură. Da, bun. Se poate spune, poate că aveau niște firme serioase, exact, care meritau, de exemplu, nu? Tatăl doamnei Horga, care e domnul Horga, care a fost în PRM și după aceea a trecut în PNL, și domnișoara Horga a fost extrem de incredibil de multe lucruri a făcut, a fost asistenta domnului Dăianu, printre toți alții, deci... Firma domniei sale are un succes senzațional cu statul, așa cum a avut și firma tatălui domniei sale. Deci, din nou, fost deputat PRM și apoi deputat PNL. În timpul în care el a fost deputat PNL, cariera fiicei dumnealui a crescut ca în povești. Și fiica dumnealui este acum deputată. Există o diferență între PNL și PSD? Sau... Nu. Nu, sunt la fel de... Deci, stai și te uiți la profilele oamenilor ăstora și descoperi un cinism incredibil. Și o chestie de-asta super mărlănească și foarte coruptă. Și n-au niciun fel de bun simț. Deci, promovări fără niciun sens. Deci, oameni care sunt... nulități, e mult spus, deci sunt sub zero profesional care au ajuns parlamentar. Nu e, de exemplu, nu e... Ce înseamnă sub zero profesional? Adică oameni ce care nu au făcut nimic. Am descoperit, sunt foarte mulți, deci din toate doctoratele, deci sunt 10 doctori din cei 50. 10, deci... Da, din cei 50, 10, deci asta înseamnă tu ai 20% din parlamentari sunt doctori. În același timp ai 34% care au făcut studii de securitate, ca să fim clar. Că doar securitatea e importantă pentru un parlamentar. Parcă suntem țara securității. Da. Șocantă partea asta. Dar am găsit 34 de diplome universitare care sunt foarte suspecte. O mare parte a acestor parlamentari au terminat tot felul de bombe. De 34 exemplu, din 50, atenție, deci noi raportăm la tot parlamentul ceea ce ne spune acum Valeriu Nicolae este despre 50. Da, și aleși aleatoriu. Da. Exemplu domnului Bălan, probabil e cel mai șocant de la PNL. Deci omul ăsta a terminat cu chiu cu vai la 28 de ani
un grup școlar. Deci a luat bacalaureatul la un grup școlar, la 28 de ani. E, acum are 13 diplome universitare și postuniversitare și e doctor. În ce? În management. E, stai puțin, că aici e, începe să fie interesant. Poate fi un manager de succes, da, și eu, avocatul diavolului acum, nu? Aici e interesant. Deci omul s-a dus la Petre Andrei, nenorocirea aia de universitate, care a fost acuzată de o grămadă de chestii și că existau 3 ani într-unul. Și șeful, deci, de la Petre Andrei a fost declarat a fi impostor și a fost dat afară de acolo. S-a dus la Dunărea de Jos, la Galați. Deci, omul ăsta, deci domnul parlamentar Bălan, a făcut și a luat 6 diplome de la Petre Andrei. Deci, a luat tot ce se putea acolo. 6 diplome. Diplome de licență sau și doctor? Licență, masterat, deci tot ce se putea la, până la doctorat. Doctorat n-are în momentul de doctoratului s-a dus ghiciunde. La Dunărea de Jos. Ghici cu cine și-a făcut doctoratul? Cu domnul în cauză. E, domnul în cauză avea și un ginere. Ginere care preda unde? Tot la Petre Andrei normal și când el a plecat a fost mutat la Ovidius, la Constanța. Ghiși, cine era în comisia de doctorat a domnului Bălan? Era și socul și ginerele, normal. Deci că așa se poartă. Deci așa? Nu... Coincidență. E, ginerele, domnul Bălan e de la PNL, ginerele e unul dintre cei mai bine plătiți pesediști din istorie, deci peste 10.000 de euro pe lună. Deci omul care nu are nicio legătură Transgazul a ajuns cumva la Transgaz. Nu mai zic tot felul de ceau și așa mai departe, că consiliile de administrații cele mai bănoase se duceau la băiatul ăsta. Da, deci socrus a fost prin 5 partide înainte. Deci au acoperit băieții tot ce se putea acoperi. Valeriu Nicolae, sunt tentată să rog pe colega mea, Alina, să caute undeva, să ne pune pe fundal, să caute în computer, să ne pune pe fundal la Piovra, Piovra, pentru că păi este absolut halucinant. Nu că este surprinzător, dar e halucinant. Da. Este cu adevărat halucinant. Bun, ai spus că au 34 din 50... Sper că am reținut corect, au doctorate, da? Nu, nu, 20% au. A, 20%? 10 au, 10 au doctorate. 10 au doctorate. Unde? 8 sunt suspecte, peste tot, da. Am înțeles că... 8 sunt suspecte de plagiat. 8 din 10 sunt suspecte de plagiat. Da. Unul dintre ele fiind doctoratul secretizat al domnului Bode, care și-a secretizat doctoratul, cum face orice ministru. Deci ce poți să faci? Să-ți secretizezi doctoratul. Bun, secretizat... Domnul Bode, care uitase la un moment dat de doctoratul lui, deci avea... Aici ajungem la o chestiune foarte interesantă. Ai spus că ai găsit CV-uri reale, CV-uri publice în acest moment, CV-uri ascunse. Da. Apar diferențe importante? Mari. Absolut, da. Oameni ce care își uită de doctorate. Deci brusc lovește amnezia și uită că au făcut doctorat. Deci n-au niciun fel de problemă. Numai că, na, se mai găsesc, mai întreb pe la universități. Universitățile au mai publicat, că se publică doctoratele. Se mai... Dar în privința declarațiilor de avere, având în vedere... E o nenorocire. Deci declarațiile de avere, marea majoritate le-au completat aiurea. Deci au făcut fals în documente publice. Bun, aiurea înseamnă... Poate să fie din eroare? Da. Poate să fie cu intenție? Abia atunci când faci o eroare în dezavantajul tău. Toate erorile pe care le-am găsit noi sunt în avantajul lor. Adică? Adică îi fac să pară mai cinstiți decât sunt. Adică, în loc să spună... Ok, deci, cum am găsit la doamna Furtună? La doamna Mirela Furtună, dacă stai și calculezi declarațiile de avere, rezultă că într-un an a trăit din, nu numai că a trăit din soare și cu, prin fotosinteză, dar a și scos de undeva 270.000 de ron pe care i-a economisit. Iar Ani nu face nimic, deci e îngrozitor. A, dar stai să fim iarăși clar. Doamna Furtună, înainte de a fi deputată, a fost și declarată incompatibilă de Ani. Și în ciuda acestui fapt, doamna Furtună este doamna cu copilul care se întâmplă să poarte numele baronului local de la Tulcea. Că așa e, na, se întâmplă.
A fost pusă de domnul Orlando Teodorovici, cel care și el e amnezic, a avut doctorat și cel care a primit diploma de la Colegiul Cel Bun în poștă, fără să treacă vreodată pe acolo. El a fost principalul susținător al doamnei Furtună. Deci, date modificate, trai cu sume infime. Da. Îmi aduc aminte că și domnul Orban nu e dintre, poate dintre tot trăia domnul așa Orban, cu niște sigur, sume infime pe lună. Da, vegetarian, și mulți alții, da. Urzice, și-au la urzici, mai vindeau câte ceva pe centură. Da. Au conturi în bănci? Nu, deci sunt o grămadă care nu au conturi în bănci, serios. Deci e incredibil, undeva mi se pare peste 40% nu au avut conturi în bănci. Deci nu-și trec, au, deci niciun, în declarația de veri trebuie să treci dacă ai mai mult de 5.000 de euro. Mă, toți ăștia își țin ca tudose la saltea. Deci ei nu pun niciunul bani în bănci, toți își țin la saltea. Și brusc te trezești, băi, de undeva își iau un apartament care valorează 200.000 de euro. Și te crucești, băi, dar ani ce face? Mașini, deci își trec mașini, chiar azi m-am uitat peste un domn de la Comisia Națională de Apărare. Deci omul ăla se schimbă în fiecare, își schimbă în fiecare an mașina. Deci are, deci trăiește din el și familia lui, în total au venit de vreo aproape de 6.000 de lei. Au două case, deci o casă și un apartament, deci plătesc întreținerea așa, au și un copil și omul schimbă în fiecare an, practic, mașina și mașina e de valoare de peste 20.000 de euro. Mașini, super mașini. Stai și calculez, n-ar fi avut îndeajuns de mulți bani nici să-și cumpere mașina, dar să mai plătească benzina, asigurări, să mănânce, să... Oamenii aceștia au fost verificați de ani și Ani n-a constatat nimic sau pur și simplu n-au fost verificați de ani? Nu știu ce face Ani. Deci pentru mine ar fi foarte interesant. Bine, și asta e o frustrare a mea cu noua clasă politică. Bă, n-au întrebat și ei, băi, domnilor de la Ani, ce faceți? Ne arătați un raport de activitate. Pe cine ați... Păi, dacă îmi aduc bine aminte, într-un interviu pe care l-am făcut noi pentru Spot Media, nu cu foarte mult timp în urmă, am relatat că nu s-a dorit în noua clasă politică introducerea acestor verificări ca da, nu s-a pe agenda, da, pe un loc foarte da, sus. Dar mă așteptam să fie măcar unul, doi dintre parlamentarii noi care să pună întrebările astea, au voie să o facă. Interpelare către Agenția Națională de Integritate. Bă, băieților, ziceți-ne și nouă, ce faceți? Nu vă supărați. Deci, chiar ce faceți? Deci, cu ce vă ocupați acolo? Sunteți o grămadă. Care e? Am să spun o întrebare. Au descoperit, nu știu, trei polițiști care au înșelat cu vreo 1.000 de lei. Deci, e o batjocoră. Deci, e o chestie de aia, tot râsul. Valeriu Nicolae, o să spun o întrebare de care îți spun sincer că mă tem. Din cei 50, ați găsit vreunul sau, să fiu și mai optimistă, câți ați găsit în regulă? Ok, dacă ar fi să pui niște standarde normale, nu e niciunul în regulă. Pe standarde... Ce înseamnă standarde? Hai să adică le definim. Să, ca un parlamentar să fie excepțional, fiindcă e parlamentar. Deci ar trebui să aibă niște realizări excepționale, să fie onest și na, să poată să demonstreze că a făcut ceva înainte care să justifice prezența lui în parlament. Din punctul ăsta de vedere, nu ai niciun. Ai, în schimb, trei care sunt acceptabili. Deci, acceptabili și atât. Sunt, 3 din 50? Da, 3 din 50. Pe 3 din 50, cu multă scârbă, i-aș vota. Repartizați cum? Că ai spus că... PSD e unul, Iachimaș, care, bine... A doctorul de la... Da, din punct de vedere al... Ca doctor, ireproșabil, bine, părinții lui au fost niște mahări și i-au permis și deci l-au promovat la greu și a făcut masteratul, cred că, taică, suparcă. Niște nepotisme de la simple, dar băiatul e bun la ceea ce face. Este... Cum o cheamă? De la PNL...
e o doamnă și iarăși mai e încă unul tot de la PNL, un profesor de fizică. De la PNL e Mara Calista, așa. Și acolo e o chestie mică cu bărbatul care are o mică afacere cu un contract cu statul. Dar în afară de asta, și bine, și că ea a intrat foarte devreme în politică. Pe la 19 ani era deja consilieră. Asta în sine nu e neapărat că a avut funcție de la 19 ani, asta e problematică. Da. A intrat în politică la 19 ani, foarte bine. Nu, că a avut funcție. Deci mi se pare că a fost consilieră domnului Oltean. Da, domnului Oltean. Care este cel mai... Hai să zicem două cazuri care ți se pare cele mai scandaloase, cu nume și prenume. Bolan, evident, de la PNL. În afară de cele pe care le-ai menționat. De la PSD sunt foarte multe. Deci Ciolacu e îngrozitor. De ce? Ia, furtună. Uite, 18 ani de gol în CV. 18 ani el are gol în CV. Deci nu știm ce a făcut în timpul deci înainte de comunism, știi cum zic cei de la CNSAS. Asta e o tactică de a-ți ascunde, să nu poți să fii descoperit dacă ai fost colaborator al securității sau al miliției. Și-a depus așa cel mai înalt grad de revoluționar, când el n-a făcut nimic la Revoluție, deci a apărat o chestie care n-a fost atacată de nimeni. Ești tot fel de dubioșenie, așa, slinos. Contracte cu statul sau? Da, prin rudele lui. Deci nepotul are o firmă în care e nepotul lui, bineînțeles și el cu funcții la stat și nepotul și mai e încă o rudă de-a lui promovat la stat și o firmă care are undeva sub 1 milion de lei contracte cu statul, dar are. Și în firma lui nepotul e asociat cu soția lui Grindeanu, ca să vezi coincidență, și cu soția baronului șefului Consiliului Județean, parcă tot de la Timișoara, de la Timiș. De menționat că domnul Ciolacu, presupun că a fost întrebat de voi despre aceste lucruri, a fost și, spus, da? Da, și de, deci, l-am rugat să-și publice masteratul ăla senzațional de la Biotera. Bineînțeles că s-a făcut că plouă. A terminat o facultate de tot râsul la, nu mai știu pe la câți ani, dar târziu de tot. Și... Mirela Furtună e super grav, e Zetea, iarăși, domnul Zetea e un parfum, deci acolo, cu relații de alea, cu securitatea, bune, deci nevastă s-a fost fica securistului de la Baia Mare, care după aceea, bineînțeles, a fost un mare domn în SRI, fică s-a promovat la greu, cu nașii și Ponta și mâna dreaptă al domnului Iohannis, cum îl cheamă pe domnul Mihalache, care întâi a fost la PSD și după aceea și a lucrat și cu domnul Năstase și cu domnul Iohannis, așa cum se întâmplă, deci ideologia asta... Urmează și o altă șarjă de... Mi-ai spus când? Da. Că vrei să facem cu 10-10-10, să luați de la fiecare. Deocamdată ne uităm la, fiind situația asta super nenorocită cu războiul, ne uităm la Comisia de Apărare și Controlul SRE-ului și SIE-ului. Sperăm să ieșim cu raportul ăsta curând, care include parlamentari din toate partidele, și AUŞ-ul, DMR și PSD și PNL. Sunt, din nou, cei mai mulți sunt de la PSD și BNN, dar sunt unde ajung și de acolo, iar după acesta vom începe 10-10-10. Dincolo de inactivitatea ANIC, despre care am vorbit, ați remarcat în acest raport și vulnerabilități ale legii, lucruri care ar trebui schimbate în lege, pentru că... Da, sunt foarte multe, da. Clar. De exemplu. Asta e treaba avocaților, de asta avem... Deci avem un avocat angajat și încă 7 care sunt voluntari. Și ei se uită la partea asta și sperăm să avem o propunere de schimbare legislativă. Treaba e să găsim pe cineva în Parlament care să vrea să facă treaba asta. Că se pare că există o frică așa de ani îngrozitoare. Deci nimeni nu prea vrea să se bage acolo. Nimeni nu prea vrea să vorbească nici de SRI și SIE. Deci când e vorba de controlul SRI și SIE, toată lumea e pe burtă. Da, suntem un stat capturat. Acum, fără să fim niciun fel ironici și fără nicio glumă, Valeriu Nicolae, a încercat să contactezi parlamentarul SR Plus pe subiectele astea? Da, cum să nu, da. Ce? Nimic. Zero. Nici pe subiectul ANI, nici pe celălalt? Nici. Deloc. Zero. Da, situația este...
mai mult decât îngrijorătoare. Mult mai mult decât îngrijorătoare ceea ce descrii și mai ales lipsa de reacție. Dar eu când mă referam la vulnerabilitatea legii, nu mă referam numai la vulnerabilitatea legii anii, ci în general la reglementarea asta a conflictelor de interese, la reglementarea modului în care se depun declarațiile de avere. Se poate face ceva mai mult, crezi? Evident că se poate și sunt multe exemple. Deci ai o mulțime de exemple foarte bune din alte state pe care le poți adopta. Numai că pentru noi ANI e o instituție care să controleze să nu existe control. Nu o instituție care să facă control. E instituția care se asigură că băieții deștepți nu sunt controlați. Și numirile la ANI, dacă stai și te uiți în toată perioada asta, sunt niște numiri catastrofale. Valeriu Nicolae, îți propun să facem un salt către ceva frumos. Vom schimba subiectul și dacă Alina mi-a ascultat cumva, a fost ok să nu mai fie, pentru că schimbăm subiectul. Nu mai este vorba despre Piovra, este vorba despre biografie, este vorba despre o carte pe care ai lansat-o și despre care îmi doresc foarte tare să vorbim. Se numește Țigan Țăndări. Ce înseamnă Țigan Țăndări? E bine acolo. Deci cartea asta e o carte riscantă, că mi-am pus o bună parte din suflet pe tavă și Țigan Țăndări e o poveste de dragoste în care personajul principal personajele principale se fac țăndări. Autobiografică? E și autobiografică, are și o parte de fantezie în ea. E ficțiune și autobiografie. Docu-fiction, da. Și partea de țăndări e autentică? O parte dintre ea e autentică, da. Deci, și scriu, bine, am fost făcut țăndări de mai multe ori. Principala e chestia asta, încă, na, eu tot timpul, orice s-ar fi întâmplat, am rămas cumva țigan și șocul ăla când persoana pe care o iubești spune, bă, da, stai că tu ești de fapt țigan. Și ăla te cam rupe. Dar pe lângă asta e o carte despre mama, care despre e un personaj. Stihii. Da, despre stihii și o carte despre, na, o copilărie foarte faină, despre oameni foarte buni, despre oameni nu foarte buni. O copilărie foarte faină, dar nu foarte ușoară. Nu știu, cred că, deci nu o văd, că a fost o copilărie foarte bună, încă m-a făcut ceea ce sunt, adică m-a întărit foarte mult și nu a schimbat mai nimic. Dacă aș putea să schimb ceva, a schimbat pe taică-miu, care a fost un alcoolic rasist și abuziv și a făcut viața în iad mamei, dar în afară de asta n-ar fi nimic care să schimbă. Am fost înconjurat de foarte mulți oameni buni, am râs foarte mult și cartea, adică cei care au citit cartea au spus că au râs mult, au și plâns un pic. Și am scris cartea încă chiar vrem să facem o grădiniță bună, deci deocamdată noi facem grădiniță doar sâmbătă. Impactă. Ce fel de grădiniță și unde? Hai să vedem la ce... Deci aducem sâmbătă la Casa Bună. Casa Bună e o casă pe care am cumpărat-o eu ca să o folosim pentru a face lucruri bune și sâmbătă avem undeva la 30 de copii pe care de mulți ani, întâi la școala 136 și apoi la Casa Bună de vreo 4 ani, facem grădiniță cu ei. Și copii asta se întâmplă în Ferentari. Da, copii din Ferentari și din Jilava, copii care n-au nicio șansă să ajungă la grădiniță, încă părinții lor sunt foarte săraci și nu au actele necesare. Doar romi pentru... sau... Nu, sunt amestecați, nu. Sunt și romi, dar nu. Sunt copii săraci care vin din medii foarte sărace și pornesc un dita mai dezavantaj. Ce am văzut noi că copiii ăștia se schimbă în bine într-un fel în care chiar nu m-am așteptat. Deci înfloresc așa. Și atunci stihiile de la Casa Bună m-au tot bătut la cap, băi, hai să facem chestia asta să fie permanent, să putem să facem 6 zile pe săptămână treaba asta. Și m-am gândit că cel mai bun fel de a face lucrul ăsta
e să scriu cartea, să practic să zicem, ok, cartea asta e o donație. Deci cumpărați cartea, citiți-o și faceți și un pic de bine, fiindcă toți banii cărții, dar absolut toți banii cărții se duc acolo. Deci atât Imago cât și Humanitas sunt locurile de unde se poate cumpăra cartea, nu ne iau niciun ban. Deci au decis și cei de la Imago și cei de la Humanitas că cartea merită să nu să n-aibă niciun cost, adică să nu câștige absolut nimic din urma aici, să ajute și ei să construim grădinița bună. Am cumpărat cartea și aștept să o citesc. Mi-ai stârnit și mai tare curiozitatea. Ce reacție ai avut? Am avut reacții neașteptat de bune. Unele reacții care m-au făcut să mă simt așa. Deci m-au făcut să mă simt că am scris cartea aia și am meritat fiecare moment că am scris-o. Și am avut oameni care mi-au spus exact ceea ce am sperat eu să simtă. Și mulți oameni, deci nu m-am așteptat la asta. Am avut, cred că am pe undeva la peste 1000 de mesaje în momentul de față cu oameni care au citit cartea și care îmi mulțumesc în tot felul de feluri și care îmi spun că, da, cartea au citit-o foarte repede și că le-a mers cumva la suflet și că, da, au învățat ceva normal. Da, mă simt foarte onorat de feedback. Ce-ar trebui învățat din Țigan Țăndări? Că, indiferent de câte ori te faci țăndări, te pui înapoi la loc și mergi mai departe, că a greși nu e parte din viață și că trebuie să înveți din ce greșești, că nimeni nu e scutit nici de prostie, nici de durere, nici de mârlănie și că ăștia suntem și atâta timp cât încercăm să devenim mai buni, un pic mai buni pe vreme ce îmbătrânim, o să fim un pic mai buni. Lângă noi, o țară nu se face țăndări, ci este făcută țăndări într-un act de demență pe care speram să nu-l mai vedem în lumea civilizată în care credeam noi că trăim. Știu că ai fost implicat și în efortul pentru ajutorarea ucrainenilor. Da, mă bucur tare mult că am reușit să fac treaba asta. Bine, nu e atât de mult meritul meu, ci am vorbit cu foști colegi cu care am lucrat în zonele dificile din Siria și Kosovo. Oameni cu multă experiență pe partea asta de ajutor. Și reușim în momentul de față să creăm un pod de ajutoare între Statele Unite, România și Ucraina. Și da, reușim să facem multe lucruri. Iarăși e o chestie fabuloasă că avem mulți voluntari și azi au fost voluntari la depozit să sortăm, să împărțim lucrurile, medicamentele, toate lucrurile pe care le trimitem, să le sortăm bine, să ne asigurăm că ajung lucruri de care lumea are nevoie, unde e nevoie. Tu te ocupi, Valeriu Nicolae, de foarte mult timp de munca asta filantropică, de voluntariat, de... Cum ți s-a părut, cu această experiență în spate, cum ți s-a părut reacția românilor la ceea ce s-a întâmplat? Eu sunt foarte rar entuziasmat de ceva, dar m-a entuziasmat reacția. A fost o reacție foarte bună, foarte, foarte bună. Mi-a dat încredere, așa că suntem buni, mai ales în momente de criză, reacționăm foarte bine și cred că ne-a făcut, în mod paradoxal, ne-a făcut nouă bine. Deci ne-a făcut să ne simțim utili, iar utilitatea pentru mine e echivalent cu binele. Dacă ești util, ești bun. Și cred că am descoperit niște lucruri foarte bune pe care nu le mai credeam că sunt în societate. Oameni care să ajute așa din toată inima. Și cred că ne-a rezolvat o problemă pe care cele două țări, Ucraina și România, o cam aveau. Și că criza asta, în momentul în care o să termine și sper ca dementul ăla să
moară cât mai repede. Îmi cer scuze că îmi doresc asta. Să moară politic. Asta, da. Da, să moară și politic. O să ne aducă mai aproape. Și, na, cumva sper să se întâmple treaba asta la o scară mai largă, să înțelegem că, na, oamenii sunt oameni și că indiferent dacă sunt unguri, ucrainieni, chiar ruși, contează atunci când contează oamenii care fac bine și bine. Că asta te fac oameni, te face om bun. Am început trist, am sfârșit frumos și mă bucur pentru lucrul ăsta. Îți mulțumesc că pentru prezența la Europa FM și sper să revii și altă dată. Și eu mulțumesc tare mult și o seară cât mai bună. Seară bună, prieteni, rămâneți alături de Alina și, bineînțeles, știrile Europa FM. Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.